Cristina, nu aveți, să nu aveți așteptări extraordinare, așa cum am discutat și ieri. Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă, dar pot să vă spun că tocmai am ieșit din Consiliu după ce s-a încheiat discuția pe care am solicitat-o și am avut-o despre Schengen. A fost o discuție bună. În afară de această discuție, am avut ocazia pe parcursul celor două zile în care am stat împreună cu ceilalți lideri să discut cu mulți lideri. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune Schengen. Am avut dezbaterea astăzi, o să vă spun imediat ce am prezentat eu, ce au prezentat ceilalți, vor spune ei în măsura în care vor dori să facă acest lucru. Și de acolo afirmația mea că am făcut pași în direcția bună. Concluzia mea este simplă. Toți actorii au înțeles că aici avem o problemă care trebuie rezolvată. Impresia mea este că toți au înțeles și sunt destul de optimist că cea mai bună variantă este ca în cursul anului 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România și Bulgaria. În cursul discuției am prezentat încă o dată nevoia unei soluții pozitive, faptul că România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a deveni parte a Schengen. Am spus și ceva legat de unitate și solidaritate. România este țară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina. Suntem vecini cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, ne străduim și facem față, fiindcă dorim și credem că este corect. Suntem țară de primă linie pentru migranți și noi controlăm fluxul migrator, avem rezultate foarte bune, recunoscute de surse externe, obiective. România este țară de primă linie și de prim rang, aș spune, când vine vorba de așa numitele linii de solidaritate de transport de bunuri din Ucraina spre piețele lumii. Peste 60% din produsele agricole exportate de Ucraina au mers prin România, pe drumurile, pe calea ferată a noastră, pe căile fluviale și prin portul de la Constanța. Toate aceste lucruri le-am reiterat ca să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la niște așteptări. Și noi românii așteptăm semne clare de solidaritate și unitate din partea Uniunii Europene. Asta înseamnă, printre altele, că avem așteptări legitime să fim primiți în spațiul Schengen. Aceste chestiuni sunt evidente și pot să vă spun că nu am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum care trebuie parcurs. Cele două probleme pe care le-am menționat, votul din partea Austriei și votul mixt din partea Olandei, sunt probleme care încă trebuie rezolvate, dar din toate discuțiile pe care le-am avut, am tras concluzia că de data aceasta pregătirea va fi mai profundă, mai bună și că se dorește o soluție. Eu le-am spus tuturor că noi românii dorim o soluție pozitivă în decursul anului 2023. Domnule președinte, Larisa Bernească, Antena 1 Observator.
Vorbiți de o soluționare a problemei privind intrarea în Schengen în anul viitor. Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere o astfel de soluție? Adică un vot clar pozitiv și intrarea în Schengen din 2024 sau un vot și un calendar foarte clar stabilit pentru intrarea în spațiul Schengen în perioada următoare, în anii următori? Care este cea mai bună soluție în acest moment? Așteptarea mea este ca România să intre cu drepturi depline fără alte condiții în cursul anului 2023 în Schengen. Bună ziua, Cristian Citre, Euronews România. Ați avut discuții inclusiv cu cancelarul Nehammer, pentru că astăzi a reiterat poziția domniei sale, spunând chiar că din România au venit numai puțin de 20.000 de migranți ilegali, fără să știe autoritățile române despre ei. Au venit în Austria și că, mă rog, spunând aceleași chestiuni cu controlul migrației și cu care se confruntă Austria. Așa cum ne-am așteptat cu toții, pozițiile oficiale nu s-au schimbat de săptămâna trecută până acum. Însă discuțiile pe care le-am avut, și da, am spus că am discutat cu toți liderii, nu in extenso așezat, am discutat în marja întrunirii, discuțiile au fost pozitive. Acum este puțin mult de așteptat ca cineva să iasă și să aibă opinie contrară cu cea pe care a avut-o acum o săptămână. Nu așa se rezolvă problemele și nu o să iasă niciun lider să spună, gata, am rezolvat problema mâine. Nici eu nu v-am spus-o. Chit că în țară poate au fost așteptări foarte mari. Dar nu vreau să vin cu povești care nu sunt adevărate. Eu vin cu informații, vin cu opinii pe care mi le-am format și concluzia mea este că am făcut un pas clar înainte în direcția bună. Bună seara, Emma Stoica, Digi24. Spuneați încă de ieri că veți discuta inclusiv cu reprezentanții Suediei, cei care urmează să preia președinția. Aș vrea să vă întreb dacă avem certitudinea că Suedia, în cazul în care Austria își va schimba votul sau părerea, ne va introduce, problema Schengen pe ordinea de zi a Consiliului Jai din martie. Am avut o discuție cu premierul suedez, i-am prezentat problema, a înțeles-o foarte bine. Fusese briefat pe speță, cum se spune în limbaj specializat. Sigur că nu și-a luat un angajament ferm într-o discuție care a fost o primă discuție exploratorie, dar eu sunt convins că în momentul în care cele două chestiuni, votul austriac și votul olandez, primesc o clarificare, chestiunea va fi imediat pe Consiliul Jai. Nu are, repet, nu are nimeni, și asta o spun ferm, interesul ca această problemă să se transforme încă o dată în ceva negativ pentru Uniune. Este o perioadă foarte complicată, avem foarte multe crize, Uniunea Europeană nu are nevoie de încă un eșec, fiindcă asta a fost. Eu i-am spus sincopă. Uniunea Europeană are nevoie de reușite, de rezultate pozitive. Nu am discutat despre un calendar concret și nici nu cred că este astăzi momentul să discutăm despre un calendar concret. E nevoie de foarte multe discuții pe care le voi avea eu cu liderii celorlalte state, discuții care se vor purta aici de oamenii din reprezentanța noastră și așa mai departe. Bună seara, domnule președinte, Vasile Marco, Antena 3 CNN. O clarificare, dacă în discuțiile pe care le-ați avut astăzi cu cancelarul austriac ați discutat și problema ambasadorilor, situația ambasadorilor, pentru că ieri discutați și spuneați că trebuie reluate negocierile diplomatice, ceea ce ar contrazice situația de fapt, având în vedere că am rechemat ambasadorul din Austria. Deci se întoarce la post și dacă da, când? Nu am discutat această chestiune, nici n-am avut în plan, nici nu o să o discutăm, ca să vă spun drept. Negocieri diplomatice înseamnă, de exemplu, și eu dacă vorbesc cu un omolog, este o discuție diplomatică, nu doar între ambasador și ambasador.
Nu, asta este o chestiune care se va reglementa de la sine la nivel de maie. Nu am niciun moment impresia că se va contura o criză diplomatică sau ceva. Nu vom avea așa ceva. Lucian Pârvoiu, Televiziunea Română. Domnule președinte, cum s-a raportat la discuția pe care ați avut-o cu ceilalți lideri președintele Bulgariei, căruia i s-a cerut continuarea construirii acelui gard la frontiera cu Turcia? Ce remarci a avut? Dacă domnul președinte Radev va dori să declare public ce a spus în Consiliu, sunt convins că o va face. Da. Mulțumesc, o seară bună!